Dimineață de coșmar pentru doi șoferi, dar și pentru pasagerii pe care aveau în mașini. Vehiculele în care se aflau au fost făcute țândări după ce s-au tamponat violent. Totul a avut loc în data de 25 august, dimineața de vreme, în jurul orei 6:30, în satul Țânțăren din raionul Ialoveni. În imaginile de la fața locului se vede că în urma coliziunii violente, una dintre mașini a fost grav avariată. O roată a vehiculului s-a desprins de caroserie și a ajuns în mijlocul drumului. Contactat telefonic, ofițerul de presă al Inspectoratului General de Poliție, Cristina Crudu, a declarat că la volanul mașinii avariate în partea lateral stângă se afla un șofer de 32 de ani, iar cealaltă mașină era condusă de un șofer de 34 de ani. Din fericire, nici conducătorii auto și nici pasagerii din automobile nu au pățit nimic. Acum, poliția din Ialoveni continuă investigațiile, iar șoferul care va fi găsit vinovat riscă 1.500 de lei amendă și 6 puncte de penalizare.